In absenția lucii, tenebre vin cunt. Motoul nostru, n-am găsit altă rimă, un pic, să spunem, întunecat, dar pe undeva e nevoie să, poate să mai renunțăm câteodată la optimism, pentru că optimismul deseori te leagă la ochi și nu observi pericole. E adevărat, pericole putem vedea destule în mass media din ziua de astăzi, care nu pierde niciun moment să ne arate tot felul de lucruri crunte, dar câteodată relevând astfel mai mult ascunzi poate pericole mult mai mari, pericole sistemice, pericole civilizaționale poate, care vin peste noi și nu pot fi nici măcar discutate, pentru că mass media a ajuns aproape monopolizată, să spunem, de un număr de curente relativ înguste, care aparent concurează între ele, dar în practică fac același lucru, ascund ce este important. Din păcate, lucrurile periculoase nu dispar doar prin faptul că le ignorăm. Strategia struțului este rare o strategie de succes și vedem acum că se îndreaptă spre noi un val destul de înfricoșător și spre noi, nu doar spre România, ci spre întreaga Europa, dacă nu chiar spre întreaga civilizație occidentală. Și ceva aproape sigur se va schimba. Cum? De ce? În ce direcție? Aceste elemente încă nu sunt determinate, depinde enorm de ce vom face fiecare dintre noi și șansele mai bune se obțin dacă încercăm să facem lucruri într-o oarecare cunoștință de cauză, dacă încercăm să găsim cauzele pentru care s-a ajuns într-un loc neașteptat, să spunem, ne așteptam să fim cu tot o altă parte, și care trebuie analizate oricât ar fi de dureroase, pentru că este dureros să admiți că ai greșit ceva. Dar este în același timp foarte important. De aceea, acolo unde lucrurile chiar contează, unde miza este mare, în domeniul militar, la sfârșitul fiecare misiuni se întâmplă ceea ce se numește un debriefing, în care se analizează pas cu pas tot ce au făcut cei care au participat la misiune, indiferent dacă misiunea a avut succes sau a eșuat, pentru a trage concluzii care să fie utile în misiunile următoare, în conflictele următoare. Discutăm iarăși din nou cu invitatul nostru, domnul profesor Alexandru Iacob. Bine ați venit, domnule profesor! Bine v-am găsit a patra oară. În calitate de invitat semi-permanent, cumva, până una alta. Noțiunea asta de invitat moderator mi-a dispărut un pic superfluă, dar, mă rog, dacă așa spus etichetele... Păstrăm rolurile clasice. Deci, ce părere aveți de... Încotro ne îndreptăm? Pare bine? Îndreptăm către vremuri foarte incerte. Poate, dar suntem subiectivi. Pentru că le trăim noi, nu le vedem de afară, nu avem perspectiva istorică a unor decenii sau secole trecute. Suntem subiectivi, dar nu cred că au mai existat în istorie perioade multe de magnitudine, cu magnitudine atât de mare de incertitudine. Poate pe plan geopolitic, da, am avut războaie mondiale și altele. Poate pe plan social, da, se adaugă acum și influența noilor tehnologii și nu văd încotro ne îndreptăm. Adică ceața e atât de groasă, nu știu încotro ne ducem. Întrebarea este, oare chiar ceața e groasă sau noi nu vrem sau nu putem să ne ridicăm deasupra ei să vedem un pic mai departe? Sau varianta a doua, da. În orice caz, eu sunt la mijloc. Nu știu. Pot rezulta din contextul actual, în contextul global actual, pot rezulta oportunități de reîmprospătare civilizațională sau pot rezulta
catastrofe civilizaționale. Și dar oportunitățile sunt... Oportunitățile ar fi ca unii să se liniștească prin înfrângeri de tot felul militare, politice, tehnologice. Astăzi se întâlnesc liderii planetei la San Francisco. Liderii oficiali. Biden, președintele american, îl primește în vizită pe președintele chinez, Xi Jinping. Exact. Și nu cred că se întâlnesc așa la un ceai chinezesc, la un schimb de amabilități. Probabil că acolo sunt și discuții cu miză mare. Da, și care puțin probabil că vor fi pe bază de dragoste frățească. Clar. Pentru că s-au ridicat între timp, s-a deplasat semnificativ, să spunem, geografia geopolitică a planetei. Partea, să spunem, occidentală, condusă de Statele Unite, continuă să fie pe departe dominantă, dar proeminența nu mai este atât de accentuată cum era tradițional făcută. Da, exact, decalajul este, decalajul este aproape destul, de un oarecare echilibru. Într-un echilibru instabil aproape, pentru că viteza care vin din spate alții e destul de mărișoară. Și aici vreau să spun, să ajung că oportunitățile se manifestă celor care sunt pregătiți să profite de ele, care reușesc să observe încotro merg lucrurile și da, sunt capabili să se schimbe pentru a prinde oportunitatea și a o transforma în ceva pozitiv, în loc de a lăsa și o cu o tradiție să-l încurce. O metaforă care mi se pare că se potrivește aici, cea a vacilor sacre indiene, în care tradiții la care nu se poate renunța, lucruri absolut interzise, ajung să îți blocheze capacitatea de a face ceva util. Ceva similar aveau egiptenii cu pisicile și este o tradiție, o povestire pe undeva că au fost înfrânți de hitiți, cred că se luptau atunci, care pur și simplu își legase câte o pisică pe fiecare scut și egiptenilor le era frică să tragă în ei pentru a nu răni sfintele animale. Deci lucruri care sunt considerate foarte importante, chiar existențiale pe taburi undeva, absolute, adică, da, taburi absolute, pot fi vulnerabilități, se pot transforma foarte ușor în vulnerabilități. Și aici începe pe undeva să se schimbe ceva la nivelul nostru, în special la nivelul Europei, pentru că această schimbare de imagine cumva nu este încă înregistrată, nici măcar în mass media, ce să mai spunem la nivel de conducere. Deci pur și simplu se merge, nu se schimbă aproape nimic, deși direcția în care s-a mers nu a dus chiar unde era de așteptat. Și asta este un lucru foarte periculos pe undeva. Americanii deja au schimbat direcția de ceva vreme și... Vorbim de politica externă aici, a Europei și externă, mă rog, cea externă e puțină, cea economică și cea internă pe undeva sunt probabil mai relevante, pentru că s-a schimbat ceva important. Până de curând, mesajul popular era că ne îndreptăm spre o economie post-industrială, în care industriile sunt fiare vechi care trebuie să aruncate. S-au mutat la chinezi. Sau le face altcineva, mult mai primitiv, ieftin, da, multe de muncă, da, ieftină și așa mai departe. Și noi facem o economie foarte frumoasă, verde, dematerializată, cred că este termenul, în care valoarea, că o serviciile contează. Creșterea verde pe undeva, da, este exact asta. Adică ideea că va continua să crească PIB-ul, care a ajuns iarăși un fel de vacă sacră. Pentru că totuși nu mâncăm PIB. Există niște corelații, dar
de la corelație la cauzalități este că e destul de lungă. Dar mai interesant era modul în care va crește acest PIB prin dematerializarea lui. Cumva vom pune valoare pe ceva, pe NFT-uri, pe bitcoinuri, pe proprietate intelectuală. Asta ar fi excese totuși, NFT-urile astea care... Excese care au fost imens de mult promovate, inclusiv în mass media mainstream. Criptomonedele. Probabil pentru că aproape nimeni nu înțelegea cu adevărat ce sunt ele, ce valoare au. Okay. Și, dacă și reușea și, hype-ul ăsta, propaganda asta, marketingul ăsta exagerat să le facă cumva măcar interesante la modă. Exact. La modă îmi cumpăr și eu Bitcoin, și, iau și atunci NFT-uri. Venim la ideea cum de marketingul a ajuns să devină atât de important. Cum marketingul a ajuns să devină practic făcătorul de lege. El decide încotro merge. Aș zice că fără să fiu specialist, practician în privința asta, aș zice că din cauza sau datorită competiției foarte intense, adică mulți reușesc să facă producție de bunuri sau să ofere servicii la nivele comparabile, prin ce te diferențiezi față de adversari, okay, pe deci marketing. Din partea de ofertă e de înțeles, dar da. Cum de atât de eficient în partea de receptare? Cum de știință, din partea de știință care s-a dus la rădăcină, la psihologia, studia psihologiei comportamentale, psihologia indivizilor, a grupurilor și apasă exact butoanele care îi fac pe cumpărători, pe beneficiari să reacționeze pozitiv la ofertă. Adică practic marketingul este o manipulare în masă. Marketingul este o formă de manipulare științifică, sistematică, cu scopul de a vinde, promova ceva sau pe cineva, că avem și marketing politic. Evident, evident, și evident. Acolo evident. E aceeași. Dar ce înseamnă manipulare? Manipulare sugerează că e cumva diferit de valoarea reală a ce este promovat. Da, manipularea are o conotație negativă. Adică da, nu e doar o convingere pe undeva. Părintele care încearcă să-și convingă copilul că nu face bine dacă duce la gură. Copilul mic nu face bine că duce la gură toate jucăriile pentru că sunt murdare și îi spune cuvinte de ocară sau personifică murdăria, jucăria respectivă, cumva își dirigează copilul, am putea spune că e o manipulare și acolo, dar cu o intenție pozitivă. Cum folosim termenul, cred că e mai important exact, decât exact, ce, exact. Propagandă, ce încărcătură. Și propaganda e, aceeași lucru, dacă e pozitivă sau negativă. Da, ce încărcătură de deci atunci, încărcătura pozitivă sau negativă depinde de utilitate, într-un fel. Dacă este pentru ceva util sau nu. Dar în limbajul curent eu așa îl percep. Manipularea respectiv propaganda le percep ca având conotații predominant negative, sunt în zona în care produc o crispare. Okay. Da. Pe de altă parte, marketingul nu este o invenție modernă. De altă parte, nu e modernă, este modernă forma asta, repet, științifică și sistematică, bazată pe psihologie comportamentală, pornită tot din America, că veni vorba de la Kahneman. Adică a crescut doar eficiența. Tversky și alții care... Da, nu e ideea în sine. A devenit o unaltă performantă. Ok, dar în acest caz ar trebui să ne întreb, eficiența asta este datorată doar... apelării la știință de partea ofertei? Oare aceeași știință nu poate fi folosită și din partea apărării? Dacă ajungem la concluzia că ceva este negativ, poate, sau nu un ajutător? Unii dintre noi cred că facem asta. Înțelegem ce se întâmplă cu marketingul de Black Friday. Toți suntem okay. În perioada asta și pentru că știm mecanismele și știm unde putem căuta prețurile foste, curente, viitoare, știm să ne să abordăm și, de o manieră sănătoasă pentru buzunarul tău. Și funcționează foarte bine. Deci asta nu prea ne pricepem la partea aceea științifică. Cred că ne pricepem, dar intervine multă emoționalitate. Păi nu intră tot acolo și la marketing tot emoționalitatea este manipulată. Da, intră emoționalitate pe care nu toată lumea dorește sau poate să-și o țină sub control, să zicem. Adică, până la urmă, e chestiune de cine învață să lucreze cu ceva, cu materialul clientului, psihologia maselor sau a omului sau a cuiva. Și dacă a avansat foarte mult marketingul pentru ceva care este nu doar inutil, ci poate chiar negativ,
ar trebui poate să ne uităm și de ce nu a existat o rezistență din partea cealaltă. Ceva care să ancoreze pe undeva publicul țintă în realitate, interese mă proprii. Mă mai gândesc la un element. Publicul țintă este dispersat, este format din indivizi, cel mult din familie. El nu este asociat, nu este sindicalizat. Noi nu formăm corporații de cumpărători, de consumatori. Noi consumăm individual. Dacă mă duc la aflu de Black Friday, vreau să-mi cumpăr un laptop, să zic, eu mă duc ca individ, fac chestiunea asta. Nu pot asocia cu încă 1000 de indivizi să negociem o scădere a prețurilor sau să-i certăm pe ofertanți că, băi, ne păcăliți cu prețurile voastre de Black Friday. Sau poate chiar să observ dacă chestiunea respectivă merită sau nu. Adică acolo sunt niște nici nu ne prebatem corporații capul noi. Care, exact. Au o echipă întreagă care lucrează 8 ore pe zi. Deci, practic, este un meci fără șanse. O echipe imense, puternice, care joacă cu niște amatori. Cu niște amatori, cu niște amatori care practic nu știu ce a lovit la un moment dat când observă că... Corect. Deci am putea să ne gândim că un motiv pentru dezechilibru este hiperindividualizarea. Nu știu cum ar putea fi ocolită situația asta, pentru că noi avem viețile noastre ca indivizi. Avem profesiile cărora le alocăm mare parte din timp, familia, hobby-urile, preocupările. Nu te poți profesionaliza să analizezi ofertele de piață. Ne ajută acum tehnica foarte sigur, mult. Deci nimeni nu poate individual, dar agregarea, formarea de echipe, aceea o putem face în care să distribuim efortul între mai mulți oameni. Formare de echipe de consumatori, pentru că până la urmă, de cumpărători, inclusiv consumatori consumatori de politică. Nu? De orice. Pentru că dacă avem o caracteristică umană care ne dă și o performanța pe scara evoluției, este capacitatea de agregare. Deci, soluția, tehnica dintotdeauna, până la urmă, care ne definește ca oameni, este nu rezolvarea tehnică, cât capacitatea de organizare socială, încât în echipe să reușim să abordăm, să realizăm lucruri care sunt inaccesibile pentru oricare din noi, indiferent cât ar fi el de capabil. Deci managementul ar fi mai important decât tehnologia de fabricație. Managementul trebuie să ai și ce manageria pe undeva din punctul de vedere, trebuie să ai materie primă. Păi revin la ideea asta de cumpărători sindicalizați, de consumatori sindicalizați. Vine și luna cadourilor acum, poate reușim să facem ceva până da, în decembrie. Câteodată am putea să ne gândim dacă chiar consumul este ideal din multe da, iarăși, de vedere. Gândirea e la nivel individual. Eu mă gândesc raportat la buzunarul meu și la nevoile mele actuale. Poate, da, dar capitolul de... Și unul și, nici unul, nici altul nu sunt absolute. Deci buzunarul depinde mult de cine anume pune acolo. Cum ne asociem noi ca să facem treaba asta mai eficientă bună întrebare. Și să opunem rezistență? Bună întrebare și asta încercăm să corporațiilor. Explorăm pe undeva, eventual dându-ne cum am făcut în trecut, cum fac alții, în ideea că poate ar fi o idee bună să începem să mai opunem rezistență în primul rând mesajelor care ne sunt realmente băgate pe gât în... tot, și în media socială, și în mass media, și în toate mijloacele de comunicare moderne, care dacă au o specificitate, o au aceea că nu mai agregă, ci fragmentează. Adică? Scopul lor, până la urmă, a ajuns să fie nu formarea de, să zicem, o opinie generală a unei populații, unui popor. De mesajele din zona marketingului, de mesaje publicitare? Și mesajele publicitare se extind imens de mult. Păi cred că n-au niciun interes să ajute la agregarea consumatorului, care într-un fel e adversarul lor. Pentru că... Exact. Adică pe undeva s-a putea întâmpla ca problema să fie exact în stilul adversarial în care ne definim practic întreaga viața socială. Deci acum totul este de ce nu te-ai apărat? Fiecare trebuie să... Fiecare bazal. Și aici intervine probabil este o... Iarăși, o vacă sacră, promovată imens de mult, răspundere personal. A venit în minte un dicton latin, nu știu din ce perioadă a uzului limbii latine, poate medieval, nu, chiar nu știu, caveat emptor, cumpărătorule, ai grijă,
păzește-te, consumatorule, păzește-te, în termeni mai actualizați. Da? Nici asta nu se mai adică, poartă-ți de grijă, ți-a vândut marfă proastă, te-ai dus la piață, ți-a pus 2 kg de cartofi, dar de fapt jumate din ei erau găunoși, putreziți, mucegăiți, habar n-am. Da, sau 2 kg de mere sau ceva. Și de ce n-ai verificat marfa? Uite-te acolo, vezi, ai cumpărat de la o persoană pe care o cunoști, cumperi cartofi de viață întreagă. De ce? Multe lucruri care le cumpărăm sunt totuși în CV mai complicate decât cartofii. Cumpărătorul da, cu mare capacitate ilustram, de a înțelege ce este ilustram acolo. Ilustram acum ideea de... Vreau să arăt că e o chestie veche. Adică... E o chestie veche, dar mai aici ar fi chestiunea cum faci în momentul în care cel care oferă este foarte sofisticat. Trebuie să ajungi să credești ceva sofisticat și de partea să cealaltă. Să te profesionalizezi cumva să ca ceva, exact. Achizitor. Și asta e o chestiune care este practic imposibil de făcut la nivel individual. Și aici este toxic mesajul acesta individualist în care fiecare trebuie să se descurce. Nu mă interesează ce se întâmplă, ce se întâmplă în dreapta, descurcă-te pe zona ta și în rest, sau mă rog, cu imediat te apropiați. Îmi place să cred că atunci când au de făcut achiziții mai importante, asta e o chestiune subiectivă. Ce e important pentru un telefon mobil, pentru unul, pentru altul, un fleac și îl schimbă la 6 luni și 2000 de euro relaxat. Dar, în general, oamenii când fac achiziții importante din punctul lor de vedere, alocă ceva mai multă atenție, inclusiv timp să se documenteze, să compare, să vadă. Îmi place să cred treaba asta. E o practică. De exemplu, la mine procesul de achiziții a unei mașini, chiar dacă nu e nouă, dacă e second hand, începe poate și cu 1-2 ani înainte de momentul ăla, poate chiar și mai mult de atât. Dar intuiesc că mașina mea ar trebui schimbată la un moment dat în viitor, în 1, da. 2, 3, 5 ani și încep să mă gândesc, cu ce încep asta? Încep cu o analiză a nevoilor, cum se cheamă în termen modern. Ce cred că îmi va trebui la momentul ăla? Vin mașinile electrice, am să-mi iau o mașină electrică, o să fie utilă, convenabilă, preț. Încep să o gândesc la nivelul ăsta, pentru că să mă uit la modele de pe acum, dacă eu o cumpăr peste 2 sau 3 ani, poate să fie prematur. Dacă e o mașină second hand aflată deja în fabricație, nu. După aia încep să mă gândesc la buget. Ce buget mi-aș permite să aloc și așa mai departe. E un proces îndelungat, dar sigur că nu-l fac 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, că nu sunt profesionist în treaba asta. Da, te crești acolo în spatele exact. Rămâne într-un colțișor al minții și din când în când mai arunc o privire, mai schimb o discuție cu un prieten care are mașină, dacă și-a luat o mașină mai recent sau dacă se pricepe cumva cu un mecanic la service, ce părere are de marca aia, de aia, la altă, de modelul ăla. Încep să adun informații, să o pregătesc. Da, este un efort considerabil. Și este un efort considerabil, dar și banii pe care îi dau. Și de asta spun omul când are de investit. Da. Și e vorba și de alte tipuri de investiții. Investiții de natură emoțională. Când îți cauți, ești în perioada de căutare, nu? Să te căsătorești, un partener de cuplu în tinerețe sau... Ar trebui să fie la fel, să nu fie... Ideea că efortul ăsta poate fi partajat între mai mulți. Nu e obligatoriu să facă fiecare în dreptul lui. Cumva este. Prin presa de specialitate, cei care fac review-uri la tot felul de chestii, citești review-uri. Și în site-uri, de exemplu, la automobile, eu mă folosesc de euro în cap. Da, pentru că la mine un criteriu important e siguranța, securitatea activă, pasivă. Și când caut o mașină, cred că printre primele mele. Îmi fac un fel de listă scurtă în minte, 3, 4, 5 modele, cam ce aș ști că îmi permit și cam ce îmi place sau ce mă interesează, gabarit, performanțe, confort. Și după aia mă duc acolo și dau nota finală plecând de la... Ăla e nu e o organizație privată. Teoretic ar trebui să fie neutră. Teoretic testele lor ar trebui să fie cele mai bune din câte putem avea și pentru mine e o modalitate oferă ceva care este important pentru o persoană în sine. Sigur. Dar când vorbim la nivel social, la nivel larg, e posibil să fie mai puțin evident ce este important sau ce este poate chiar destructiv. Păi de asta e grea agregarea. Exact. Asta ne sindicalizăm noi greu. Cum ne agregăm cumva să formăm ceva din punctul de vedere care să transmită să spunem o direcție și lucrurile sunt destul de delicate aici pentru că agregarea poate fi și în sens negativ. Dacă se agregă
unii în jurul unei idei stupide, acea idee poate fi complet destructivă. Ar fi ceva agregare, de exemplu, mă gândesc la planul politic, că tot începusem noi să discutăm în direcția încotro ne îndreptăm și avem și noi anul viitor un an super electoral, nu? 4 rânduri de alegeri, dacă nu mă înșel. Și ar fi agregarea în tabăra apărării, așa zis, la societate civilă. Avem societate civilă, oare? Forme fără fond avem. Exact. Nu știu, exact. N-aș vrea să generalizez. Nu toate ONG-urile care toate da, asociații. Bineînțeles, dar societatea civilă trebuie da, să înțelege ceva nu care avem consistentă, să fie coerent. Exact. Nu avem consistentă. Exact. Și cred că dovada dezinteresului civil e rata destul de mică de participare la alegeri. La prezidențiale un pic mai mare, dar la celelalte nu e grozavă. Când mă uit cât au fost recent, unde au fost recent alegeri cu o rată de participare de peste 70%, undeva în Europa, aproape 80%. În Turcia se ajunge la rate dintre astea. Olandezii, Olanda a avut, dacă nu, Polonia a avut exact. Alegeri chiar exact. Cu câteva exact, săptămâni, exact. 2-3 săptămâni și au avut 76%. Exact, sau, exact. Noi nici nu visăm. Noi nici nu visăm să ne apropiem la un 50%. Exact. Ei au 3 sferturi. Bun, dar aici am putea trimite vina pe faptul că au fost dita mai regatul, au o cultură... Nu e o vină, propriu-zis, e o rădăcină, da. Să spunem. Da, o cauză importantă. Deci, i-au fost cândva, deci, prin faptul că au avut imperiu, practic, aproape, regat. Imperiu și comunitatea cu Lituania, camera exact, exact, cu comandantul colonul Lituania. Da. Cumva m-am căzut și eu de undeva, nu l-au găsit gata făcut, un anumit tip de cultură a adus la formarea acelei entități politice, cultură care a știu și eu interiorizat regulile necesare pentru a construi ceva care să depășească individul. Cred că i-a ajutat și geografie pe undeva. O țară plată, câmpie, exact. N-au lanțuri exact. Muntoase să-i taie în două, cazul exact. Nostru. Și cam toate marile civilizații, că noi tot încercăm să fim ca ăia sau ca ăia, dar noi uităm că aceia pur și simplu au altă istorie, au avut un alt traseu, deseori da, legat de geografie. Am da, de geografie. Să nu folosim ca scuză. Întrebarea este ce facem noi acum sau de acum înainte, ca să fim cumpărători mai buni, inclusiv de oferte electorale, pentru că și acolo ne manifestăm cumva ca niște consumatori. Dacă ni se oferă o marfă, ceva cultural, pe termen scurt, am căzut de acord că dacă nu ne lovește ceva bine de tot... Și chiar dacă ne lovește. Ne-au lovit în istorie diverse chestiuni da, și... Da, depinde cum vine lovitura. Cred că pot fi context în care să ne mișcăm rapid într-un deceniu să se întâmple o trezire la o realitate. Da, deci au mai fost și mici salturi, inclusiv la noi. Chiar începusem să observăm poate la ideea că istoric, din motive legate de cum era tradiția noastră și economică până la urmă, de creșterea animalelor, nu favorizau agregarea, favoriza supraviețuirea în grupuri foarte, foarte mici, care erau mobile, nu stăteau nici măcar într-un loc. Cred că situația asta de obști răspândite în zona de deal de munte cu oi, cred că e mai degrabă specifică perioade prestatale, adică până pe la secolul XIV. Dar nu s-a pierdut. Deci a rămas. S-a pierdut, dar a apărut oarecare urbanizare. După aia au apărut... Exact, s-au schimbat niște condiții s-a pe organizat undeva. Statul, exact. A început să aibă un cap. Și condiții s-au schimbat peste tot, pentru că dacă ne uităm... Pe undeva, perioada medievală era caracterizată de culturi mai degrabă, ce puțin în zona asta, oarecum specializate tehnic și care nu cu greu puteau rezista împreună. Până la urmă, ce sunt popoare europene, deseori sunt o simbioză a unor culturi care au contribuit elemente diferite. De exemplu, slavii, majoritatea popoarelor slave sunt o sinteză a slavilor care se ocupau de agricultură și se băteau foarte mult între ei și a varegilor care au venit cu capacități militare și de conducere. E teoria sau bulgarilor. Stratificării. Și noi avem, nu știu acum cum mai e în istoria actuală, cum e văzută chestiunea asta cu ad strat roman,
dacic, stratul roman, latin și... Da, mă rog, niște mici componente, dar interesant. Cam peste tot și francezii, nu sunt o mixtură de gali cu romani, peste exact. Care au venit romanii și triburi germanice după exact, aia. Exact, exact. Franci, adică la schimbarea de condiții de mediu, să spunem, schimbarea istoriei, s-au format alte agregări de specializări, de specialități, să spunem, în care au clădit în unele situații culturi care au rezistat. Nu vi se pare interesant că Europa, unul din continentele cele mai mici, strict ca suprafață, e al doilea după Australia, deci la coadă. Da, da. Relativ sărac ca resurse, nu excelăm nici în trecut. Au cam fost exploatate sare, de lung. Fost sare, cărbun pe aici, pe acolo, metale, adică dacă nu existau și eu cărbuni în Anglia sau metale, da, în munții Germaniei, dacă am comparat cu resursele din Africa, evolueze... Nu, dar n-am spus că lipseau, am spus că nu excelam, nu erau, adică dacă am comparat cu ce resurse are Africa, minerale, resurse minerale, poate că am stat mai bine la ape curgătoare, lacuri, aici da, terenuri fertile, da, ok, dar un continent mic a dat două războaie mondiale, a dat aproape toate imperiile coloniale și cumva a dat și bazele civilizației, cel puțin în aparentă, civilizației materiale a întregii lumi. Japonezii se îmbracă cu ținută de tip european. Exact. Regul, limba engleză a devenit limba dominantă a lumii. Bun, America a preluat, dar America ce? Copilul Imperiului Britanic. Dar mare, nu a fost mereu așa. Europa, abia după Revoluția Industrială, a devenit, știu și eu, puterea care a fost. Până nu atunci chiar, era nu o chiar putere pentru că erau modestă. Mari exploratori și imperiile spaniol, portughez s-au făcut înainte de Revoluția Industrială. S-au făcut înainte, dar nu au venit cu foarte multă expediții. Putere. Nu, n-au venit că n-au știut ei cumva să exact, adică capitalizeze. Nu atât lipsa de resurse, poate... Dar s-au dus peste alții. Ideea că noi ne-am dus, noi europenii am trimis expediții, am descoperit continente, n-au venit asiaticii să descopere Europa, ei stat acolo. Păi cum să nu, dar Genghis Khan și mongolii ce-au fost? Da, corect, dar nu în sensul de expediție, descoperire, de schimb. Și de descoperire. Au venit la Jaf. Nu, au venit cu descoperire. Chiar nu știau, nici măcar nu știau că exista Europa. Păi, nu știau, dar nu cred că au venit de curiozitate. Planul lor n-a fost curios. Și curios. Deci, expediția celebră care a ajuns până la noi era o expediție de curiozitate. Pur și simplu, expediție, două unități de fapt mari, de doi tumani de cavalerie. O avangardă. Exact. Și care a distrus absolut tot ce aveau europenii mai buni. Foarte interesant că n-au ajuns în Georgia. Asta zic, au distrus. N-au venit... au distrus pentru că erau pur și simplu... Deci, v-a fost interesant că n-au ajuns în Georgia. Georgia tocmai se pregătea de o... Era o mare putere la acea vreme. Și se pregătea de o cuciadă. Și tocmai așa asamblase o armată foarte puternică, cu cei mai tari cavalieri care să înceapă o cuciadă în tărâmurile fixe. Când au venit tumanii tătari, au trecut prin armata pregătită și deja echipată cu tot ce trebuiește, ca prin vânt, pentru că tehnologia care a venit ei era pur și simplu practic extraterestră pentru europeni. Asia se dezvoltase în acel moment, mai ales în jurul Chinei. China era probabil puterea majoră la nivel mondial la acel moment. Era la un nivel care pentru europeni era aproape inimaginabil și tehnologia lor era pur și simplu mult peste ce puteau tehnologia face... Tehnologia lor însemnând ce? Scările la cai? Stăteau bine la cai, în scară? Arcuri, ca să nu, dar și mașini de asalt. Aveau tunuri sau... Nu aveau tunuri, tot felul de catapulte și chestiuni de genul pe ăsta. Pe care noi le avusesem. Imperiul Roman a avut baliste, catapulte... Romanilor, dar ia ca nu uitasem să le facem. Da, a fost evul mediu întunecat în care cumva... Europa s-a prostit. Da, discutabil dacă a fost chiar așa de întunecat, dar niște lucruri s-au schimbat. În principal, a căzut și o administrație centralizată. Întunecat pe un grafic al dezvoltării economice, acolo e zona cea mai joasă. Nu avem informații, de asta îi spunem întunecat. Pur și simplu nu s-a mai scris așa de mult. Romanii scriau absolut aproape orice și mult din ce scriau s-a păstrat. După aceea, destul de puțin, știința de carte a decăzut, s-a rămas în mănăstiri care mai copiau niște chestiuni. Pe undeva însă atunci s-a și concentrat, să spunem, un fel de know-how european prin scolasticism. Nu existau, știu și eu,
varietatea de informații de acum și cam aproape principal corp care era studiat și în jurul căruia se formau idei, dispute, dezvoltări, erau operele lui Aristotel, care erau transmise prin traducere din greacă, prin intermediul arabilor, prin intermediul bizantinilor, prin mai multe căi, și care au dus practic la definirea, la formarea unor direcții, unor baze pentru dezvoltarea ulterioară a iluminismului, care este pe undeva probabil în bună parte o consecință a apariției tiparului. A schimbat o tehnologie nouă care a schimbat, a răsturnat practic modul în care funcționa atunci lumea. Și a prins foarte bine în Europa, poate tocmai din cauza că Europa nu era foarte avansată din punct de vedere și militar, economic. Era greu de pus frână aceste noi tehnologii. Puteau fi tipărit și în China, putea fi tipărit și în Imperiul Otoman, care atunci era o foarte mare putere. Atunci, acolo nu a fost voie, pentru că era riscul să se transmită idei periculoase pentru starea statului. Poate știu greșit, dar China avea o formă de tipar. Tiparul lui Gutenberg a venit cu, cu litere exact, mobile. Exact. Adică era mult mai flexibil să tipărește o pagină și nouă. În China totuși nu se tipăreau foarte, foarte multe idei diferite. Iar erau China școli, erau era foarte centralizat. Placa din aia mare trebuia cioplită de la cap la coadă, exact, reprezenta exact. O pagină aia era. Exact. Literele mobilele, cum erau tiparele până la și aproape, aproape era standardizat tipul de carte, să spunem, împins poate și de necesitățile examenului imperial, care practic definea cariera în întreg. În China, da. Cariera copilului, deci la ei a fost, asta era și o specificitate pe undeva, care a ajutat atunci și posibil să ajute și acum, respectul aproape religios față de carte. Pentru că capacitatea intelectuală definește foarte repede traiectul în viață. Traseul pe care vei putea să-l urmezi. Și funcționar. Ca funcționar, mai nu ca tehnician, ca orice ar fi. Și nu doar în China, și în Coreea. Este o chestiune aproape existențială să înveți foarte bine și să obții rezultate foarte bune. Și au un ritm absolut îl vedem și imposibil în de îl vedem înțeles și în prezent, da. Da, da. Adică copiii învață acolo de la 6 dimineața până la 9 seara, aproape continuu. Am văzut la un moment dat niște imagini pe internet, copiii care făceau un fel de pregătire pentru unul din examenele, cum ar fi la noi evaluarea națională sau poate bacalaureat, nu știu câțiva ani de când am văzut acel reportaj, cred că era. Stăteau într-o sală mare, ca o sală de sport, cu profesorul care le vorbea la microfon, le explica ce materie învăța, acolo cu perfuzii la mână copiii. Ceva perfuzii, pentru că îi ținea ore în șir și în loc să-i hrănească, le băga glucoză cu ser, ca să reziste și să aibă energie, să facă față la examen ca care efect, e foarte competitiv. Ca efect, ei sunt, deci această educație agresivă, sigur, distrugătoare pentru foarte mulți copii, deci ajung oameni și chiar și pentru părinți. Am văzut cazuri în care pur și simplu s-au sinucis părinții pentru că copilul nu a reușit la examen. Adică, cum ziceam, sunt chestiuni realmente existențiale. Față de care suferința și efortul imens pălește într-un fel. Dar se câștigă pe partea cealaltă, este un ar de multă performanță. Povesteam la un moment dat, să întrebați cei de la Apple, de ce produc ei telefoanele în China și nu le produc în Statele Unite. Și am spus foarte simplu, dacă am nevoie de ingineri tehnologici ca să facem o producție în Statele Unite, dacă facem o chemare pe întreaga țară, în toate statele, adunăm cu mare greutate, adunăm o sală de ingineri care ar putea și ușor să fie preluați într-o asemenea activitate. În China, la același apel, adunăm lejer două stadioane. Bun, asta vine din demografie, până la urmă. Nu doar din demografie, deci sigur, sunt mult mai mulți decât americanii, dar nu atât de mult mai mulți.
Adică diferența de la o sală până la două stadioane e mai mare decât raportul populației. Cum zicea o observație statistică absolut corectă, dacă e un sfert cei mai deștepți dintre chinezi, ca IQ să zicem, primul sfert, cei din vârf, reprezintă mai mult decât toată populația Statelor Unite ale Americii. Și interesant, la apropo de IQ, chiar și valoarea IQ-ului mediu a populației este mai mare în China asiatice, decât... Cu câteva exact, puncte adică, peste... Aici e o chestie Europa. Interesantă, numește efectul... Nu știu, nu și ăsta. Este un efect care observă că a tot crescut inteligența IQ mediu a populației occidentale în principiu în ultimul timp și erau căutate tot felul de explicații și o explicație foarte simplă este pur și simplu generalizarea educației. Educația vine cu puncte multe la capitolul IQ-ului mediu. Și în acest motiv este un efort care răspătește întreaga țară. Și aici este o mare problemă chiar major, așa spune, pentru partea occidentală, că un lucru atât de important ca educația este dus în spectrul răspunderii personale. Să facă părintele să plătească meditații, da. Să împingă copilul, să școala cât să se ducă acolo ceva, să nu deranjeze, să fie totul mic, bun și frumos, să nu cumva să fie stresați. Cu efectul, inevitabil pe undeva că nu numai că ies generații aproape analfabete, scade IQ-ul general al populației și destul de considerabil. Cu efectul, ca să închidem cumva cercul, cu efectul că nu suntem cumpărători prea iscusiți și marketingul reușește să ne vândă tot felul de chestii. Marketingul bine făcut. Exact. Și iarăși aici este iar ceva care ne se vândut iarăși din marketing. Deci partea asta că școala nu trebuie să deranjeze, să fie ceva plăcut, să fie ceva ușor, este iarăși un efort de marketing. Este un curent puternic care împinge în această direcție, de mare succes, nu numai la noi, în acest punct de vedere. Da, din partea cealaltă, nu prea nu prea se opune ca nimic. Școală chiar și în momentul actual, chiar și făcute cu îngăduință, cu blândețe, cu oarecare interes de a captiva dorința copilului, plăcere, de a-i oferi oarecare plăcere să urmeze. Știu și eu dacă plăcerea e singurul element. Nu știu dacă reușește nici măcar așa. De altă parte, mi-e teamă că a încercat să îndopi, să forțez, să constrângi copilul să învețe. Da, adică, mă rog, probabil că între cele două extreme poate fi găsit ceva, niște motivații care nici să nu fie, ultra-agresive, dar nici să nu fie, hai, ce o fi, nu contează, hai să iasă ceva. Și e întrebare, cum anume pot fi găsite acele motivații eventuale? Poate piața muncii, nu știu dacă științele pedagogice, didactice, mai pot ele veni cu ceva extraordinar. Piața muncii cu problemă, pentru că în perspectiva actuală de post-industrializare nici nu mai e nevoie de ingineri, de chestii spun, genul ăsta, fac chinezii destui. Noi ce ne producem? Când la ieșirea din pipeline, din conducta școlară, ai la capet perspective facile de angajare sau de trăit la stat, de exemplu, da? Sau de trăit ușor, chiar fără să fie angajat relativ ușor cu ajutoare sociale. Dacă funcționează, sociale. Care e problema pe undeva? Dacă chiar se poate trăi ușor pe termen lung în felul ăsta, păi întrebarea este se poate. Se pare că pentru unii nu pare să fie o problemă. De-aia nu se zbat prea tare și cumva evident, se poate n-aud cazuri de murit de foame. Exact. Chiar se trăiește binișor. Pe la noi, prin Europa. Dar întrebarea este... La modul propriu vreau să zic, pentru că metaforic lumea vorbește de... Băi, ai să ajungi muritor de foame. În sensul că ai să ai... Da. Ajutorul ăla... Întrebarea e sustenabilă direcția asta? Păi nu știm, că am convenit sau eu cel puțin am spus că nu știm încotro ne îndreptăm. Ce ne facem într-o lume ipotetică? Să zicem, da, n-am știință când va veni și dacă va arăta așa. Dar să zicem că vine în 20 de ani, vom ajunge în situația unor roboți cu capacități motrice și intelectuale cel puțin la nivel mediu uman, dacă nu peste. Și ieftin. Roboți accesibili... Întrebarea e, mai contează în contextul unor asemenea roboți ideea de preț?
Pentru că ce dar înseamnă, ce este prețul, ce sunt banii? Despre motivație și piața muncii și nevoia de... Da, pentru că... noțiunea de ieftin trece totuși printr-un intermediu ce reprezintă ieftin, ce reprezintă acei bani. Da, raportare și la... dacă ne uităm, banii reprezintă în general un efort, adică pe undeva sunt o plată pentru un efort uman a cuiva. Plătesc pe unii care și eu extrag minereu sau pe alții care fac ecuații sau da, alții era care... era teoria mai veche, importanța socială a muncii, nu? Cam așa era. Bine, acolo era teoria aceea era legată de cum se distribuie banii în funcție de cantitatea, calitatea da, și importanța socială a muncii. Cum compare efortul unui profesor care stă pe scaun la căldură și da, poate da, sigur, e o chestiune legată de efortul lui din mină. Cum măsori. Cum măsori. Deci măsori, dar e o problemă diferită, poate chiar ortogonală, pe ideea că ce măsori? Efortul. Asta deci dacă măsurăm, dacă considerăm că măsurăm efortul, cum anume, care e o discuție fizic, întreagă. Fizic, intelectual, exact. Câte calorii consumă exact. Sau ce? Exact. Și aici e o chestiune, cine decide cum punem acea cifră. Și sunt, știu și eu, până la urmă, două mari direcții, mari idei vizibile în acest domeniu, că decide cumva de la sine piața liberă, în care fiecare vinde, cumpără efort, nu contează cum, și ce iese de acolo aia e, sau alternativa marxistă, că cumva acel efort poate fi măsurat și cuantificat și împărțit cumva de un mecanism. Da. Că am putea măsura în general valoarea, nu neapărat la munci și numai munci, că valoarea ar fi o chestiune care rezultă din ceva, în principal din muncă, și ceva vine cu măsurometru care măsoară cât e valoarea fiecărei chestiuni. Sintagma, dacă mi-aduc corect aminte, era importanța socială a muncii. Da, da, da. Cât e de importantă ea pentru un om care... un manager sau un șef de stat practic, care practic însemna că cineva la securitate sau un lucrător de partid încasa foarte mult fără să facă mai nimic. Da. Dar, pe de altă parte, întrebarea e, sigur piața știe să măsoare mult mai bine? Dar piața nu poate fi peste tot ce ne facem cu statul, care nu poate fi redus la zero. Nu putem privatiza în totalitate un stat, cred. Nu cunosc niciun caz în istorie până în prezent de privatizare. Și totuși are mare succes libertarianism. Justiție. Am avut și prim-ministru libertarian care vine cu ideea, nu domnule, satul ar trebui să fie cât mai mic, dar poate să fie distrus. Sunt alegeri în Argentina, duminică, turul 2 și unul din candidații libertarianul ăla care vrea să renunțe la moneda națională. Și care e luat de bună, adică chiar e considerat o idee, dar ce bine ar fi să rămână, că satul e... Chiar sunt curios ce experiment va fi în Argentina. Da, bine, direcția e ceva mai veche, de fapt. Începută chiar cu Reagan și cu Thatcher. Când Reagan a spus că statul e cel mai periculos, cel mai periculos lucru când vine, cel mai mare mincinos e cel care vine și spune, sunt de la stat și vreau să ajut. Sau cu Thatcher care a spus că societatea nu există, descurcați-vă fiecare pentru ei. Și a privatizat, atunci au început mari privatizări, foarte... căile ferate britanice, exact, cred că în timpul exact, ei exact, au început, a privatizat agresiv, în ideea că prin simpla privatizare, gata, s-a rezolvat tot. Practic n-a ieșit chiar așa de grozav. Adică ce a privatizat Thatcher nu a mers, nu merge chiar fantastic de bine. Și se destul de multe voci, inclusiv din domeniul de conservatori, încearcă să sugereze că poate ar fi mai bine să se treacă la naționalizări, pentru că privatizarea doar a introdus complicații. Nu a simplificat nimic, nu a venit nici măcar cu foarte multe optimizări, pentru că, sigur, cineva de la stat poate să ia foarte mulți bani fără să facă mai nimic, dar același lucru poate să facă și un manager. O formă de optimizare ar fi să-și închizi anumite, în cazul căilor ferate, să închizi linii nerentabile. Mie exact. Sectorul ăla de cale ferate nu mi-aduce, dar aici ar trebui să vină reglementatorul, care e statul, și să spună, nu, eu îți dau subvenții, tu ține acolo trei trenuri pe zi, că sunt niște oameni în satul. Ok, și atunci ce am rezolvat? N-am rezolvat, dar nu avem alternative ideale pe planetă. Da, și... tare mă tem că obsesia idealului mai mult încurcă. Este și o vorbă, dar da, trebuie să ne ducem binelui. Către ceva, către... Nu, problema mare a idealului este că e de fapt... Întotdeauna este o caricaturizare. E ceva imposibil. E o caricatură, ceva negru. Bun, nu ideal, dar un mai bine decât situația actuală. Ok, bun. Dacă să mai reparăm bine, pe aici pe acolo, bun. Să cărpim. Pentru a face mai bine, trebuie deja să înțelegi niște lucruri. Cum de merge ce ai în primul rând. S-ar putea întâmpla să le înțelegi la nivelul impresia ta la că ceva te încurcă, s-ar putea să
să fie datorată faptului că n-ai înțeles efecte de, de ordine secundar a lucrului care explică de fapt sunt o frână. Se numește gardul lui Chesterton, dacă nu mă înșel, un filozof britanic de acum un secol, care spunea că să nu distrugi nimic înainte de a înțelege exact de ce a fost pus acolo. Chiar dacă ți se pare că te mergi pe drum și vezi un gard. În științele, să nu strici gardul. În științele sociale, socio-umaniste, economie, politologie și alte de genul ăsta, nu putem avea pretenția că am ajuns la nivelul de înțelegere, că ați spus că trebuie înțelese lucrurile astea, ca în domeniul științelor derivate din fizică, ingineria, de exemplu. Da, în inginerie, măsori, fac teste, scot avionul, zboară, ura, gata, îl fabricăm în serie. Din păcate, aici nu putem fabrica țări în serie cu sisteme economice, exact, politice, exact, juridice. Și totuși, și vedem pe mereu, și ne suportăm vedem mereu cu foarte mult marketing la televizor, vine câte un economist și ne spune așa se face, face așa o schiță, vin banii de acolo, bune, mă, sunt în toate domeniile, face o chestiune, sigur are să iasă așa. De ce? Așa spune economia, care este o știință cică. Are, ce spunem, abordări științifice, dar cum se spune asta, foarte limitate. Ea nu poate deduce mare lucru, este mai la vale de, și o cultură, civilizație, niște lucruri care sunt așezate într-un fel, pot fi caracterizate economic. Dar invers, să iei caracterizare economică și să spui facem așa și are să ne iasă aceeași nivel de performanță, nu are mari șanse să funcționeze pentru că se pierde foarte, foarte mult. Nu, pentru că nu înțelegem legile la nivel de formulă constantă, exact, exact, matematică. Și probabil că nici măcar nu putem să le înțelegem la nivel matematic. S-ar putea să n-avem niciodată, fiindcă veni vorba, pentru că cred dacă că încercăm să facem formula, prin faptul că am făcut, să spunem, vine un mare economist, face o formulă, cum merg lucrurile și cum va merge absolut orice, toată lumea se va uita acolo și va vedea cum putem folosi noi formula asta ca să ne ieșim noi mai bine. Și spune, formula asta ia în considerare cu tare lucru, ia și facem noi ceva care să oculim acel lucru și ce i-a considerat măsură utilă să ajungă să fie chiar contraproductivă pentru că nici măcar nu ne măsoară ceva semnificativ, măsoară ceva fals. Mi-e greu să cred că putem în vreun fel sau curând sau vreodată să avem o formulă chiar și una complexă care să umple pagini întregi. Exact, exact. Adică nu sunt șase nici măcar în principiu pentru că... Să prindem multitudinea de variabile care dirigează fenomenele astea sociale pentru că ai... Ele pleacă până la urmă din tărtăcuța fiecăruia. Sunt fenomene emergente a interacțiunilor multiple între multe tărtăcuțe, cu mediu, cu o mulțime de alte lucruri care nu pot fi prinse nici măcar în principiu. Eu am să dau un exemplu foarte radical, aș zice. Noi înșine nu știm ce vom gândi peste 10 minute, ce gând ne va trece prin cap peste 10 minute. Adică dacă îmi propun, dacă îmi pun alarmă la telefon și îmi propun peste 10 minute să mă gândesc la o pizza, o să gândesc. Dar altfel, eu nu știu lanțul gândurilor mele unde mă va duce peste 10 minute. Iar într-o conversație nici atâta, pentru că intervin input-uri din exterior. Și atunci noi ar trebui să pretindem că înțelegem ce se întâmplă în capetele oamenilor cu ani înainte, ca să, să facem predicții sociale, economice, politice și totuși, mulți se bazează exact pe asta, susținând că ar fi o abordare științifică. Cred că există o cale să ne apropiem și anume simulările. Simulări foarte avansate pe... Nici măcar. Pe computer. Mai bune decât a căuta formule din eter, așa, din teorie și... Da, dar simulările nu sunt altceva până la urmă. Simulezi ceva, ce simulezi? Are legătură ce simulezi tu cu realitatea? Simulezi dacă ai o cantitate suficientă de date despre... Poți avea o cantitate? Mai mare decât poate mintea umană. Știți problema celor trei corpuri? Da, din astronomie, că nu se poate... Din fizică. Deci un lucru atât de simplu cum trei corpuri care interacționează doar gravitațional, fără nicio altă interacțiune, nu poate fi calculată analitic traiectoria lor. La două corpuri, da.
Deci putem ecuațiile. Interacțiunile dintre ele sunt simple. Când intervine al treilea, dă peste cap. În momentul care apare al treilea, aici apare noțiunea aceea de haos, deci, teoria haosului. Crește complexitate, de fapt, foarte mult. Explodează. Adică, nici măcar în principiu nu se poate... chiar dacă faci simulări, prin simulări, de exemplu, poți găsi niște cazuri particulare. Asta sunt orbitele stabile. Noi ne așteptăm, de exemplu, să vină Jupiter peste noi peste 3 luni. Și putem fi destul de sigur că are să aibă traiectoria lui acolo stabilă mult timp înainte, pentru că sunt niște orbite stabile cu niște rezonanțe, care nu sunt instabile pe termen scurt, dar pe termen lung nu știi nici măcar ce s-a întâmplat cu Jupiter. Și totuși nu sunt de acord cu punctul ăsta de vedere. Mă uit la prognoza meteo. Prognoza meteo reușește. Chiar ieri Google a făcut ceva furori cu un nou sistem de inteligență artificială care face prognoze și mai precise. Rămâne să vedem. Dar prognozele meteo reușesc să ne spună peste 2-3 zile, aseară sau azi dimineață, citeam că la prânz va fi soare la Piatra Neamț. Și a ieșit soarele sau regal. Da, o precizie foarte bună, pe termen foarte scurt, deci cu un volume imens de multe legate și cu putere de calcul imens de lungă, poți să determine ceva. Dar cât e de complexă atmosfera? E vorba de vreo 10 la puterea 20 și ceva molecule. Nu le calculează individual. Evident, le calculează se fac în grupuri. Stocastic, exact. Dar chiar și așa poți să te duci o săptămână, 10 zile, după care deja încep să divergă inclusiv simulările. Și de aici problema care apare cu climatul, pentru că e așa o problemă mărișoară care influențează imens politica, mai ales cea europeană, dar nu numai, și e o problemă dificilă și foarte grea, este legată de schimbările climatice care... sunt prevăzute a se întâmpla într-o anumită direcție pe baza unor simulări până la urmă. Pentru că sunt elemente foarte, foarte complicate, bun, nu pot fi calculate. Dar noi aveam capacitatea asta de simulare cu 50 de ani, noi omenirea de a face prognoze. Deci meteo, capacitatea de simulare a apărut cu computerele, bineînțeles. Dar până și asta este limitat. E de presupus că va crește, se va îmbunătăți? Se va îmbunătăți, e indubitabil. Putem spera că undeva, în niște ani, decenii, vom avea simulări un pic mai bune pe partea de economie, socioeconomic, politic. Vin și zic că economia este mult mai dificilă decât climatul. Climatul, măcar, se întâmplă, este format de elemente, să spunem, fizice. Doar complexitatea interacțiunilor lor este ridicată. Bine, vine o contribuție în climat și din economie, bineînțeles. Deci, în funcție de ce vom face noi și ce facem noi, iarăși vine acolo cu o influență destul de considerabilă. Acum vreun an, doi, că armata americană are, și acum știu și ceva mai multe informații, are niște sisteme informatice și mai nou cu inteligență artificială, care pot prelucra date colosal de mari, culese, din satelit, din avioanele astea AWACS cu radare, de agenți, de cercetași, de senzori la sol, peste tot. Și le integrează în sistemele astea ale lor ca să-i ajute cu logistica, să optimizeze logistica. Fac simulări de tipul ăsta și ajută. Deci inclusiv la partea de climat. Armata americană, pentru armata americană este un element foarte important, pentru că în funcție de evoluția climei evoluează și amenințările. Dar limitările nu sunt doar la capitolul putere de calcul, sunt inclusiv la capitolul date. De exemplu, o variabilă extraordinar de importantă în climat, influența aerosolilor, este insuficient înțeleasă la această oră, în mare parte pentru că lipsesc niște sateliți, au fost propuse de un cunoscut climatolog, Hansen, să fie totuși plasați niște sateliți care să-i transmită informații privitoare la influența aerosolului și care încă nu le avem. Bun. Cu simulare nu putem, formule nu putem. Putem estima și eu niște posibile trasee niște și trenduri, nu? Încotro se duce. Poate mai util ar fi de căutat posibile viitoruri, într-o gamă suficient de largă încât scenarii de viitor. Exact. Da, ce facem cu ele practic? Eu mă duc să votez și vreau viitorul ăla, votez cu tare partid. Cum decid? Aici e o discuție întreagă și care cred că va rămâne pe data viitoare. Sigur. La ce ne ajută scenariile în situația asta? Rămâne să o dezbatem. Ne ajută pentru că noi valorizăm foarte mult scenariile pozitive. Votez pe cutare pentru că îmi promite un lucru. Ignorăm, nu punem suficientă valoare pentru scenariile negative. Influența, interconectarea, interjocul scenariilor
să zicem, alegerilor, pot să ducă la dezastru. Și asta au pățit nemții acum 100 de ani, când cât se face democratic, cu mânuța lor au votat până la urmă pe Hitler. Modul în care judec eu când am de-a face cu scenarii și cam în tot timpul când e vorba despre predicții, despre prognoze, mergi pe două, trei sau mai multe scenarii. Unul, încerc să le judec în probabilități, care e cel mai probabil scenariu, pe datele pe care le am, după capul meu vreau să zic, că n-am acces la alte informații. Bine, ascult păreri de experți de tot felul. Și doi, îmi pregătesc și planul B. Adică merg pe scenariul ăla și îmi pun banii pe calul respectiv, care ar fi scenariul cu probabilitatea cea mai mare, dar îmi pun toți banii pe calul respectiv sau banii în sens da. Metaforic, adică toate interesele. Întrebarea este cât se pune pe al doilea cum aloci, spunem, alocarea. Problema alocării în investiții. Este comensurabil cu eventuale riscuri care pot să apară? Pentru că un element foarte important nu este atât probabilitatea cât costul. Se adică e posibil că un scenariu extrem de improbabil să aibă un cost atât de imens încât să merite enorm de mult efort depus acolo pentru a-l împiedica, chiar dacă șansele sunt mici de a ajunge acolo, pentru că pur și simplu este destructiv. Adică dacă un scenariu de distrugerea umanității, da. Orice merită, orice efort merită acolo, pentru că altfel pentru ce facem bani? Păi suntem în plină discuție acum, probabil și azi Biden și cu Xi vor atinge și problema asta riscului pe care îl pun exact. Inteligențele artificiale. Ne ducem spre scenariul Terminator, ne rade sau ne ducem spre vreun rai, vreo utopie construită de mașinăriile astea? Și posibil ca chiar dacă șansa să fie mică pentru partea negativă, să fie atât de importantă încât să preferăm să renunțăm la acel rai. Nu văd cum. Aici e problema. Nu văd cum. Deci avem foarte multe de discutat în continuare. Dragi prieteni, vă așteptăm și data viitoare și pe cât se poate, haideți să extindem discuția. Noi nu pretindem absolut deloc că ne-am pricepe la ceva. Noi pur și simplu povestim cam ce înțelegem noi. Poate cineva știe mai bine și poate să vină cu imagini, cu perspective care nouă ne-au scăpat. Așteptăm comentarii. Dacă vrea cineva să vină chiar în studio, cu mare plăcere. De asemenea, o rugăminte care, nu știu, mi se pare un pic incomod, nu m-am priceput niciodată la marketing, dar se pare că e utilă și chestiunea asta, să încercăm să trimitem mai departe ce ni se pare interesant. Dacă ce am spus noi pare interesant, iarăși share și ce mai era acolo? Distribuie, butonul distribuie. Da, mai era ceva, like and share. Încă nu avem, abonați-vă la una din ofertele noastre. Nu avem clopoțelul. Așa că mulțumim că ne-ați ascultat și să ne revenim data viitoare, sănătoși. La revedere! Toate bune!